Dacă mă iubești. Îmi iubesc soția mai mult decât orice. Am iubit-o încă din momentul în care am privit-o prima dată. Aș face orice pentru ea. Asta nu s-a schimbat niciodată după toți acești ani. Ne-am întâlnit prima dată la facultate. Amândoi eram studenți la teatru și era prima zi a clasei de actorie în care ochii noștri s-au întâlnit pentru prima dată. Avea ochi căprui ca de ciocolată, completați de bucle șatene. Ne-am privit constant în prima zi și când am devenit partener de scenă, am știut că este soarta. Numele meu este Margaret, mi-a spus imediat ce m-am îndreptat spre ea după ore. Am luat-o de mână și am sărutat-o. Henry, i-am spus. În seara următoare, am participat la prima noastră întâlnire, o producție de teatru din Sueno. Ne-am ținut de mână pe parcursul întregului spectacol și ulterior am condus-o la căminul ei. Fiecare zi după aceea a fost ca o poveste de dragoste. Am trecut prin vremuri bune și rele, ne-am despărțit și ne-am reîmpăcat. Cu toate acestea, un singur lucru nu se schimba niciodată pentru mine. O iubeam și aș fi făcut orice pentru ea. Ne-am căsătorit după absolvire și am continuat să avem un mare succes pe scenă. Am fost considerați un cuplu puternic și am fost întotdeauna distribuiți în roluri romantice, unul față de celălalt. A fost ușor să aducem pe scenă adevărata iubire profundă pe care o simțeam unul pentru celălalt și a fost frumos să câștigăm bani din asta. Într-o zi, viețile noastre au luat o întorsătură. Tocmai terminasem o reprezentație reușită a piesei de teatru Casa Curată, când am fost abordați de un membru al publicului. A fost o performanță uimitoare, a spus el, cu un accent englezesc înfiorător, în spatele cuvintelor sale. Îți mulțumesc, ești un dulce, îi spuse Margaret, apucându-mă de mână. Mi-am dat seama că tipul ăsta o speriase, dar ea, fiind o actriță talentată, a reușit să se ascundă. V-am urmărit de foarte mult timp, a continuat el, cu ochii săi albaștri și palizi, privind-o pe Margaret. Sunt foarte mare fan al muncii voastre. Fiecare spectacol este captivant și văd că puneți multă pasiune în rolurile voastre. Voi doi chiar vă iubiți cu adevărat. O facem, am spus, pășind ușor în fața lui Margaret. Ne iubim foarte mult. Aș face orice pentru ea. M-am uitat la ea, iar ea mi-a zâmbit frumos. Asta mi-încălzește inima, a spus el, punându-și brațele la spate și privind în sus spre cerul nopții. Adevărata iubire este un cadou valoros, care este adesea luat de bun. Dacă nu ești atent, îl poți pierde cu ușurință pentru totdeauna și nu poate fi înlocuit niciodată, oricât ai încerca. Apoi s-a uitat la mine și am putut vedea cât de tulburători erau ochii lui albaștri palizi. Țineți de acel dar, prețuiți-l pentru totdeauna. A început să se îndepărteze înainte să pun întrebarea care mă deranja de când ne-am întâlnit. Cine ești? Am strigat. Se opri și întoarse capul. Cel mai mare fan al tău, a răspuns el. Apoi s-a îndepărtat. Margaret și cu mine ne-am privit nedumeriți de ceea ce tocmai se petrecuse. Mai târziu în acea noapte, stăteam pe canapea, urmărind un film, că dintr-o dată a sunat soneria ușii. Mă întreb cine ar putea fi, spuse Margaret, în timp ce se ridica să vadă cine era. S-a uitat pe vizor și a încremenit. În fața ușii stătea acel bărbat cu care vorbise mai devreme în acea noapte. Stătea acolo, cu brațele la spate, cu ochii lui de un albastru palid și strălucitor ca luna. Iubito, am strigat-o,
ridicându-mă de pe canapea. Te rog, intră, îi spuse Margaret bărbatului spre șocul meu. Ce faci? Am strigat, alergând să ajung la ușă. Bărbatul păși înăuntru, înainte să ajung eu acolo, și începu să-i mângâie fața. M-am repezit către el și l-am lovit în față, dându-l înapoi afară. Am trântit rapid ușa și am încuiat-o. M-am întors spre Margaret, care era într-un fel de transă. Am încercat să o scot din stare. Margaret, am urlat scuturându-o. Margaret, trezește-te! Nu puteam face nimic ca să-mi răspund. Am scuturat-o, am plesnit-o, chiar am stropit apă în față. Nimic, nimic nu funcționa. Deodată, luminile din casă s-au stins. M-am uitat în jur și am văzut silueta unui bărbat care stătea în afara ferestrei sufrageriei noastre. Am clipit și a dispărut. Am început să intru în panică și am alergat la arma din dormitor. Când m-am întors în sufragerie, am ridicat imediat arma. Acolo stătea omul ciudat, ținând-o pe Margaret de față. Dă-i drumul, nenorocitule, am țipat, țintindu-i capul. S-a uitat la mine și singurul lucru pe care l-am putut vedea în întuneric erau ochii roșii strălucitori. Apoi a întors capul spre Margaret și eu am tras, lovindu-l direct în cap. A căzut pe podea cu putere. Margaret a căzut și ea, dar am prins-o înainte să lovească pământul. Încă nu răspundea. M-am uitat către om, dar el nu mai era acolo. Am așezat-o ușor pe podea și m-am ridicat repede, pregătindu-mi din nou arma. Deodată am simțit o strângere puternică în spatele gâtului și am fost aruncat spre perete. Am urlat de durere, dar am reușit să apuc din nou pistolul și să mă ridic încet în picioare. El era lângă Margaret, aplicându-și capul spre ea. Îmi simțeam inima pompând și sângele fierbând în timp ce el își punea buzele pe ale ei, uitându-se la mine cu ochii roșii și strălucitori. Nu, am țipat în timp ce alergam spre ei. El a împins-o în lateral și și-a deschis brațele, parcă invitându-mă să trag din nou asupra lui. L-am împușcat de 5 ori, dar el doar râdea. Am alergat spre el, dar m-a apucat de gât înainte să pot face ceva. M-a apropiat de fața lui și am putut vedea fiecare trăsătură îngrozitoare. Numai că avea ochii asemănători unui demon, dar fața era acoperită de vene dezgustătoare, pulsante. În gura lui erau 2 colți ascuțiți și o limbă lungă și subțire pe care mi-o punea pe față, parcă gustându-mă înainte de a lua prima mușcătură. Mi-am ridicat arma spre brațul care mă ținea și am tras de 2 ori. El a mârâit de durere și m-a eliberat. I-am pus pistolul la cap și am tras repetat. A căzut pe podea și m-am urcat pe el, lovindu-l în față tot mai mult, mai tare și mai repede. Simțeam sângele țâșnind și pulverizând peste tot în timp ce oasele din craniu îi se spărgeau și se prăbușeau. M-am ridicat și am schiopătat spre Margaret, care acum era pe deplin inconștientă. Am scuturat-o și ea a deschis în cele din urmă ochii, uitându-se la ei mei cu teamă și confuzie. Margaret, i-am spus, simțindu-mă ușurat că este în regulă. Am ținut-o aproape și ne-am așezat acolo, privind în locul unde ar fi trebuit să fie trupul străinului. Nu mai era acolo și panica a apărut din nou. Amândoi ne-am ridicat rapid. M-am întors cu fața la Margaret și am țipat când l-am văzut stând în spatele ei. Își regenerase fața. Înainte să pot reacționa, și-a băgat colții adânc în gâtul lui Margaret. Ea a țipat de durere, în timp ce eu am țipat de furie, împușcând monstrul din nou. Oasele craniului îi se crăpară,
iar el o eliberă pe Margaret. Din nou m-am repezit către el, lovindu-l mai epuizat cu fiecare moment care trecea. Știam că acest lucru nu va dura, deoarece el se va regenera cu siguranță din nou. Mi-am dat seama cu ce situație am de-a face. O pusese pe Margaret în transă, doar privind-o, ba chiar uitându-se printr-un vizor. Abia când l-a invitat înăuntru, a intrat de fapt. Avea ochii roșii strălucitori și colți și a mușcat-o pe Margaret de gât. Este un nenorocit de vampir, m-am gândit în sinea mea. În timp ce el era jos, am fugit și am luat o ustensilă din bucătărie veche, de lemn, pe care am rupt-o în două. Am fugit înapoi și am început să-i lovesc corpul cu lemnul cât de tare am putut, direct în inimă. El a început să aibă convulsii, bătea cu brațele și picioarele peste tot. Dintr-o dată s-a oprit și a devenit complet inert, înainte de a se topi în sânge roșu intens și alte lichide dezgustătoare. După ce mi-am recăpătat respirația, mi-am îndreptat încet atenția spre Margaret. Stătea acolo în întuneric ghemuită. Iubito, am strigat, apropiindu-mă de ea. În întuneric nu i-am putut vedea decât silueta, până când ochii ei au început să strălucească încet. Nu era decât un singur lucru la care mă gândeam. Îmi iubesc soția, aș face orice pentru ea, chiar dacă asta înseamnă atunci să o leg în lanțuri în subsol și să o hrănesc în propriul meu sânge. Când foamea o lovea, ea devenea ca un animal sălbatic cu care nu se putea comunica. Așa că îi dădeam sângele meu și devenea din nou ea însăși. A înțeles situația și nu mi-a împiedicat-o niciodată. Nu a fost ușor, dar a fost tot ce am putut face. Din păcate, un pahar de sânge a devenit curând insuficient. Așa că i-am dat tot mai mult, până la punctul în care mă puneam în pericol. Atunci am decis să o hrănesc cu mese complete. Am început cu animale mici, apoi cu pisici și câini. În curând am luat decizia grea de a invita persoanele fără adăpost în casa noastră, de a le elimina și de a le da ei. Acest lucru a continuat mult prea mult înainte de a începe cu adevărat să ne afecteze. Se simțea ca un monstru și eu la fel. Îmi iubesc soția și aș face orice pentru ea. Ceea ce mă aduce la decizia de acum. Stau aici, scriu asta tremurând. Am sânge pe mâini și încerc să mă adun. Mi-a cerut să fac un ultim lucru pentru ea. Am refuzat la început, pentru că o iubeam prea mult. Dacă mă iubești, a început ea, privind adânc în ochii mei, vei face asta. Lacrimile au căzut de la ambii din ochi, în timp ce am tras-o aproape. Te iubesc, Margaret, am șoptit. Te iubesc, Henry, a răspuns ea. Aud și acum sunetul făcut de țărușul de lemn, care își făcea drum către inima ei. Am tremurat când i-am ascultat scânceturile, găfuitul și eventuala tăcere. M-am descompus când corpul ei s-a topit în lichid. M-am întins acolo în rămășițele ei, plângând. Stau aici acum, îmi scriu mărturisirea crimelor pe care le-am comis din dragoste. Îmi iau rămas bun de la oricare dintre prietenii sau cei dragi care ar putea să citească acest lucru. Am iubit-o și am făcut totul pentru ea. Mulțumesc mult pentru vizionare. Aș aprecia dacă ați da un like la acest video și de asemenea să vă abonați la canal. Asta mă ajută foarte mult și ajută și alți oameni să găsească aceste povești pe YouTube. Ne auzim curând cu un nou episod.